Doamnelor și doamnelor, stimată audiență, bine ați venit în ziua în care mergem să ducem pe Sasha la tunsoare. Pam, pam! Mergem să tundem oița și după aia mergem la Ikea să ne uităm după un birou și o lampă. Da. Spoi la treabă, o să ai nevoie. Ce-ai cumpărat acolo, Marian? Ce-i acolo? Lampă. Stai, mai zic o dată. Lampă. Stai să te filmez cu tot așa, să te vadă lumea ce băiat vrednic am. Bravo, Marian, bravo! A venit o tanti și ne-a adus chifteluțe de legume. Dar ne-a adus. Bunele de legume. Oai lor avem meniul la restaurant? Cred că ne moment să mergem la restaurant. Păi da, acum e post. Cum îți dai seama când pornește mașina? Gata, a pornit! Vai de mine! Sasha, ce faci, fată? Trebuie să spui la frumuț. Mai contează. Zici că e băiat care va fi oameni. Dar bine, mami! Azi ce facem, omul? Ce s-a întâmplat? În căminul conjugal ionescian avem o gravă problemă cu lumina. Lumina de afară nu prea vine pentru că în fața geamurilor noastre este un bloc ghinion Ionescu. Așa că suntem în situația în care trebuie să ne luăm multă lumină artificială. Am fost cu Ionescu la Ikea și ne-am luat o lampă. Ionescu a zis că este de... cum ai zis, mamă, că e de... de hală, că e lumină industrială. Sincer, eu în casa asta am nevoie de un soare, dacă se poate. Un soare industrial. Așa că am luat o lampă destul de mare pe care o să o montez acum. Ah, și am luat becul ăsta. E LED. Și a costat 70 de lei. Mă bag la editat vlogul de azi, pentru că vlogul de ieri, de fapt, pentru că nu am apucat să-l editez. M-am trezit astăzi la 12 și Doamne, ce bine a fost. Mă bag la editat vlogul de ieri, îl public și mergem la bere cu Cizmaru. Am o poftă de mititei. O luăm din loc, mergem în centru la Nenea cu să băgăm niște berici. Vlogul este sus, lampa este super tare. I-am găsit loc și cred că o să vedeți multe vloguri de aici din fața ei. Mă luminează. Sunt iluminati. Și voiam să mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Mi-aduc eu aminte. Doamne, ce-mi place lampa asta, mi se pare super tare. Și am dat pe ea... Cât am dat pe lampa asta, boss? 180 de lei, nu? 180 de lei și pe bec încă 60. Lumini, frate, mi-am luat lumini. Copiii ăștia sunt în fiecare zi, ei se joacă fără. Mi se pare fantastic că mai există așa ceva. Sasha se ține de gulăneli, tocmai ce a lăsat chestia asta la mesele oamenilor în centru vechi. Am dat 70 de lei pe chestia asta. Hai, 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 pe goiul. Ta-da!